orice ai face și orice vârstă ai avea, undeva este adânc gravat pe scoarța cerebrală, în suflet, în inimă, sentimentul care l-ai de a avea un aur olimpic. 23 iunie este cunoscută ca fiind Ziua Internațională a Jocurilor Olimpice. Cu această ocazie, Steaua TV vă oferă un interviu cu Corneliu Ion, unul dintre sportivii de excepție ai Clubului Roșalbastru și ai României. Corneliu Ion a concurat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice în proba de piston viteză. A cucerit medalia de aur în 1980 la Moscova și pe cea de argint 4 ani mai târziu la Jocurile Olimpice la Los Angeles, unde a fost și portă-drapelul României. Nea Toni, așa cum îi spun apropiații, va împlini săptămâna aceasta pe 27 iunie. 69 de ani, prilej cu care îi urăm la mulți ani. Corneliu Ion a reușit de două ori să atingă punctajul maxim în proba de pistol viteză, 600 din 600, dar tirul nu a fost primul sport de performanță pe care l-a practicat. Am cochetat cu atletismul, eram în școala generală, clasa 5-a, 6-a, la Palatul Pionierilor. Era o oază de verdeață, o frumusețe în actualul parc al Palatului Cotroceni. Mi-a plăcut săritura în lungime. Mi-aduc aminte cu plăcere de marea mea performanță, un 5 și 10 în Cupa Municipiului București am câștigat. 5 și 10 nu era un Bob Beamon, dar promitea. Am mai cochetat cu puțin volei, puțin handbal, iar pentru sportul meu, sportul vieții mele, tirul, așa cum multe sunt cu totul aleatorii, accidentale, întâmplătoare în viață, așa a fost și cu tirul. Am avut în liceu un profesor de sport, Ion Stănescu, trăgător de talere, și văzându-mă că mă mișcam așa binișor cu mingea pe teren, măi, Cornele, n-ai vrea să mai faci și tir? Tir, zic eu, ce să caut la tir, da? Poate spiritul de aventură al unui tânăr de a trage cu armă, zic, da, dar nu vreau cu pușca, vreau cu pistolul. Ei, și m-am drumat la un mare antrenor, colonelul Corbescu Gheorghe, care mi-a fost antrenor, părinte, tascăl și cel care m-a ridicat, zic eu, pe culmii superioare ale tirului de performanță. În 1969 eram deja campion național de juniori și după aceea a început ascensiunea, pas cu pas, pas cu pas, până la rezultatele care probabil le cunoașteți. Mulți nu le cunosc pentru că sunt cu mulți ani în urmă obținute. Pistolul mi-am dorit, pistolul am iubit, cu pistolul am încheiat cariera sportivă. Cum ați ajuns la Clubul Steaua? Tocmai prin profesorul de sport, era trăgător la Steaua, m-a îndrumat direct la Clubul Steaua. Să fiu sincer, dacă era pentru Dinamo, deși ne este club prieten, frate, vitreg, dar frate, concurența totdeauna este bună, frumoasă și duce la performanță, dar am iubit Steaua de copil și fericirea a fost ca să nimeresc exact la clubul meu de suflet, Clubul Steaua. Povestiți-ne despre prima olimpiadă la care ați participat. Conduceam până la ultima serie de concurs și mi s-a defectat pistolul, șoc, a trebuit să mă opresc din competiție, să încerc să remediez. Parțial am reușit eu și cu antrenorul meu, am mai trebuit să repet o serie și mi s-au dat 2 sau 3 puncte penalizatoare și am ieșit pe locul 5, plecând de la recordul olimpic care îl aveam în mână, practic. Poate acea defecțiune v-a motivat și mai tare pentru Moscova, pentru acea medalie de aur. Nu știu, dar tare frumos era să încep cu aur la Montreal și să am aur și la Moscova. Dar bine că a fost și așa. Din nefericire am căzut poate puțin și am luat doar argint la Los Angeles. E, oricum, este satisfacția deplină de a obține un aur olimpic. Ai sentimentul datoriei total împlinite cu care trăiești practic tot restul vieții. Făcut parte dintr-o generație cu sportivi celebri precum Nadia Comăneci, Ivan Pațachin. Ne simțeam foarte, foarte legați unii de alții. Mergeam la sală normal să văd pe Nadia, eram chiar prieten cu Nadia și cu Anca Grigoraș. Cu Ivan de multe ori ne vedeam, noi făceam cantonamente la Znaugov și venea pe la noi, mai mâncam un pește mic, mai hai băieți ce faceți, noi Ivane, tu ce faci? El și cu Toma Simionov de la noi, la Steaua, Steaua Dinamo, o frumusețe de echipaj. La tir România a avut mulți campioni olimpici. Cum vedeți viitorul? Dacă ați vorbit de trecut, trebuie să-l menționăm pe Iosif Sârbu, prima medalie de aur. Cred că mulți, chiar și dintre tinerii generației de astăzi, au auzit de el. În 1952 prima de aur și urmat de
alți străgători cu medalie de aur, Ștefan Petrescu, Ion Dumitrescu la talere, subsemnatul Babi Sorin iarăși și Alin Moldoveanu, ultimul nostru campion olimpic. De speranță avem. În general, cu o floare nu se face primăvară, nu în sensul că am diminuat din meritul și frumusețea calităților acelui sportiv sau sportive, dar este foarte greu ca să ții o federație pe umerii unui băiat sau ai unei fete. Nu mai zic de alte sporturi care cândva ne dădeau o certitudine a unor medalii, acum ne dau speranța unor medalii. Și sigur le vom lua. Și la canotaj, și la scrimă, și la spărt, și la gimnastică, iar și la judo, și haltere. Dar privim parcă mai cu îngrijorare și emoție ce va fi. Nu mai putem număra, vom lua între și între medalii. Sperăm cam câte am putea să luăm. Și acesta e un fenomen îngrijorător pentru viitor. Și pentru sportul românesc în general.